Există un lucru pe care Roma nu-l poate suporta. Și acesta este, ce nu poate suporta Roma? Libertatea. Ea l-a urât întotdeauna acest lucru și îl urăște și astăzi. Și oriunde e spiritul ei, există aceeași ură înverșunată asupra libertății. Despre ea este scris și despre întregul sistem apostaziat că va asupri pe sfinți. Sfinții întotdeauna au fost cei care au fost asupriți. Ea spune fără echivoc, ceea ce Roma nu vrea să suporte este libertatea sub orice formă ar fi ea. Libertatea religioasă a fost respinsă în cuvinte clare prin bula lui Grigore al XVI-lea din 5 august 1832. Din acest izvor, spune acest decret papal, dezgustător al indiferenței, provine opinia nesăbuită și eronată, sau mai degrabă nebunia. Așa o consideră Roma, că fiecare trebuie să se bucure de libertate de conștiință. Această greșeală foarte periculoasă pregătește drumul libertății opiniilor care se instalează în domeniile bisericii și statului și despre care unii afirmă în culmea nereușinării că va fi de mare folos pentru biserică. Ea așa etichetează, ea așa spune. Și știți că Roma este infailibilă, ea nu neagă nimic din ceea ce a spus. Și ea spune și astăzi același lucru. Cum să o fim prietenii cu America cea liberă? Când ea astăzi, ea asta spune. America spune în Constituție ceva și papalitatea spune atât de diferit. Papa Pius, de asemenea, al nouălea în enciclica sa din 15 august 1854 spunea: învățăturile absurde și greșite în apărarea libertății de conștiință sunt o erezie ucigătoare, o crimă ca toate celelalte, cea mai îngrozitoare într-un stat. Același papă, într-o altă enciclică din 8 decembrie 1864, îi anatemiza, îi blestema pe aceia care susțin libertatea de conștiință și a închinării religioase și pe toți aceia care susțin că biserica nu poate folosi forța. Cât urăște Roma libertatea? Și de ce nu urăși și celelalte biserici la fel ca Roma? Pentru că toate au băut din vinul și au ajuns și ele la aceeași concluzie, nu? Episcopul O'Connor spunea: libertatea religioasă este tolerată numai atâta vreme când nu reprezintă o amenințare pentru lumea catolică. Arhiepiscopul din San Luis spunea odată: erezia și necredința sunt crime. Și în țările creștine ca Italia și Spania, de exemplu, unde toți oamenii sunt catolici și unde religia catolică este o parte esențială a legii țării, ele sunt pedepsite la fel ca și celelalte crime. Și așa va fi atunci când se va impune în toată lumea. Orice cardinal, arhiepiscop sau episcop din Biserica Catolică depune un jurământ de credință față de papă în care se întâlnesc următoarele cuvinte: pe ereticii, schismaticii și rebelii față de Domnul nostru papa sau de urmașii lui, mai sus amintiți, îi voi prigoni și mă voi împotrivi lor cu toată puterea. De asemenea, lucrul acesta trebuie memorat. Este foarte important și atât de necrezut în biserica noastră. Știți cât de puțin din biserica noastră cred lucrul acesta? Câți au această înțelegere? Noi credem în mărturii. Învățătura că Dumnezeu a încredințat bisericii dreptul de a stăpâni conștiința, de a defini erezia, să spun asta este o erezie, sau de a pedepsi erezia cu atât mai mult, este una dintre cele mai adânc înrădăcinate dintre rătăcirile papale. Iată papalitatea. Nu știu, deci paginile pentru cei care vor le caută, unele au fost, în mare măsură sunt în limba engleză. Cea mai mare măsură sunt în limba, e posibil să fie câteva devieri, dar în cea mai mare măsură, mai ales acum, ediția adventistă are și pagina engleză. Oricine vrea să găsească, oricum, găsește rapid, mai ales că majoritatea aveți calculatoare, dar găsi și tragedia veacului și majoritatea cărților sunt. De oricum e diferență poate de câteva pagini, nu foarte mare. Care este una dintre cele mai înrădăcinate? Adică adânc, cu rădăcini profunde. Că i-a dat bisericii dreptul de a stăpâni conștiința, de a defini că asta e erezie și trebuie pedepsită erezia. I-a dat bisericii așa ceva? A cui este învățătura asta?
e papală. Iată papalitatea. Unde e papalitatea? Oriunde să crede lucrul acesta. E papalitate? Sigur. Am ajuns la timpul nostru. Metode diabolice folosite în lupta finală. Bineînțeles, tot pentru apăsarea omului de către om. Pentru a-i controla și pentru a controla și conduce lumea, cei din culise spun: trebuie combătută tăria de caracter, pentru că nu există nimic mai periculos. Ei știu cu cine au de luptat. Știu că puțini oameni au tărie de caracter în timpul nostru, pentru că sunt foarte multe mecanisme care creează roboți duplicate. Nu acele unicate ale creației care apără demnitatea pe care le-a dat-o Dumnezeu și libertatea pe care le-a dat. Ce trebuie? Noua ordine mondială, aceasta este programul ei. Trebuie combătută ce? Tăria de caracter, pentru că nimic nu e mai periculos decât oamenii care au un caracter puternic. Dacă aceasta este asociată și cu o putere spirituală creativă, un om care gândește și are viziune, atunci poate dăuna mai mult decât milioane de oameni. E frică lui Satana de așa ceva. Pentru că aceia sunt agenții uniți cu Lucifer. Și apar tot felul de metode diabolice, printre care restructurarea psihicului omenesc. Este una din metodele care se folosesc în timpul nostru. Cheia pentru transformarea oamenilor în sclavi este educație. Tinerile generații trebuie educate astfel încât să nu aibă conștiință și să fie buni sclavi, gata să ucidă, să o tortureze, să comită orice ticăloșie și să se lase uciși, chiar să se sinucide la porunca stăpânului. Și am să vorbim de un caz masiv și multe cazuri cunosc. Pentru în timpul actual atât de jos ajunge omul încât să omoară dacă îi spune. Atât de spălat cu creierul încât s-au omorât oameni. Exact pe principiul acesta. Aceasta e metoda prin care se spală creierul. Primul obiectiv este îndepărtarea tinerilor generații de creștinism și de tradiția culturală artistică a celor aproape 2 milenii de creștinism. Acestui scop îi slujesc arta abstractă modernă, literatura existențialistă, poezia pornoerotică, muzica satanică, afro-rock, glorificarea religiilor sataniste, folosirea drogurilor halucinogene, educația predominant materialistă și atee. Al doilea obiectiv este subminarea eticii și negarea moralei prin eliberare sexuală și mai ales în școli prin cursurile de clarificare a valorilor, unde copiii sunt învățați să fure, să minte, să facă rău altora, dacă aceste lucruri le fac plăcere, că și tot ce face cuiva plăcere este un lucru bun în sine. Al treilea obiectiv e mult mai ambițios, este restructurarea psihicului omenesc, astfel încât omul să nu mai fie capabil să supraviețuiască și să existe decât ca material amorf, proprietatea stăpânului de sclavi. Acest obiectiv se realizează prin cursurile de sensibilizare sau de raporturi dintre oameni. Sunt foarte multe denumiri, cursurile acestea sunt și la noi în țară. Sunt multe denumiri, atât de multe forme îmbracă cursurile acestea de sensibilizare în care oamenii, toți oamenii care au nevoie de proteză, de grup, de asta, ajung să intre în tot felul de grupuri dubioase și ajung la un moment dat posedați, stăpâniți. Dar chiar stăpâniți. În aceeași carte era scris: când îl înveți pe copil să se conformeze prea mult grupului, când îi răpești respectul pentru caracteristicile lui divine unice care îl fac diferit de alții, creezi un robot, materie ideală pentru un totalitarism de masă. Transformând indivizii în astfel de robot, se transformă societatea umană liberă într-o societate de insecte, unde insectele ascultă, orbește comanda măcii și sunt ucise de către propriile surori pentru economia furnicarului sau viesparului. Acesta este scopul educației, explică Edward Hunter, zelos luptător pentru guvernul francmasonic mondial, care arată în cartea sa Anatomia viitorului din 1964 cum o rasă superioară de administratori și ingineri sociali reduc la nivelul insectelor imensele mase de oameni prin tehnici și arte tot mai rafinate de forțare a minții. Asta se face astăzi în lumea noastră. De oameni specializați, de ingineri sociali care știu cum să distrugă psihicul, cum să distrugă tăria de caracter. Cred că unii dintre dumneavoastră, cel puțin, ați auzit de Jim Jones, conducătorul unei secte, da, Templul Poporului, în Guyana,
El are, a avut deja orașul care i-a purtat numele, un mic orășel pe care l-a întemeiat, care îi purta numele, cu oameni care erau sclavii lui. El și-a întemeiat, s-a numit reverendul Jim Jones, reverend în ghilimele, pentru că era un om căutat pentru promiscuitate și pentru acțiuni tot felul de mizerabile. Și totuși a reușit performanța, ca după ce toți oamenii care stânsese acolo și își vânduseră totul și asculta orbește de el și el stăpânea cu toată autoritatea, când au început să răsufle lucrurile care se petreceau, lucruri grozave acolo, cum îi persecuta și cum îi învăța să se supune și să mărturisească tot și asta. Zici că nu e adevărat când citești ce se petrece și cu câțiva ani în urmă. Și le-a spus când a început să răsufle și deja să aibă frica că va fi urmărit, a spus, gata, vin peste noi naziștii, fasciștii, le-a spus o poveste întreagă și a spus, toată lumea trebuie pentru binele vostru să se otrăvească cu ceanură. Și veți fi fericiți, asta este garantat. 900 și ceva de oameni au luat. 300 de copii au fost acolo. Și părinții le-au dat băuturica cu ceanură. Cum a putut un părinte să pună ceanură la gura copilului? Uitați cum au murit, așa i-a găsit. Cercuri de morți. 900 și ceva de oameni, în jur de 913 oameni. Care nu au luat ceanura, care au fost câțiva care mai disperare se caută, i-am pușcat cu asasinii lui care avea cu garda puteri. Dar te întreb, cum au putut oamenii, 900 și ceva de oameni, că întreabă-te, cum se poți, când îți spune un om, sinucide-te, că este pentru binele tău, o faci? Cum au ajuns oamenii? Vă întrebați cum au ajuns? Spălarea creierului, tehnicile de restructurare. În timp, omul care se supune atât de mult nu mai poate. E depersonalizat și este distrusă. De ce spunea? E distrusă individualitatea. De ce spunea Ellen White? Că dacă nu are voie să-ți ia libertatea mai mult decât ți-ar lua viața. Că dacă ți-a luat libertatea, e ca și cum ți-ar lua viața. Nu mai ești om. A fost într-adevăr o tragedie. Au scăpat puțin câțiva oameni prin junglă care i-au urmărit și aceștia au mărturisit ce se petrecea acolo. Grozăvice se petrecea acolo și cu câțiva ani în urmă, doar, cărând cadavrele, vă dați seama, au început să se strice acolo. Da. Da, la 18 noiembrie 1978. Prin cursuri de sensibilizare, de dinamică de grup, dinamică de grup. Este convingerea cu forța sub forma reformulării gândirii sau spălării creierului. Dacă ar înțelege un principiu, oamenii principii, și de aceea noi suntem chemați, nu doar în biserică, să-l spunem foarte clar, în lumea aceasta, pentru că în curând lumea aceasta va fi sugrumată. Nu doar bisericile sunt sub opresiune și se calcă în picioare libertatea de conștiință. Dar în lumea noastră se pregătește deja totul. Noua ordine mondială e gata să fie instaurată. Am învățat că într-o zi și noapte totul se poate întâmpla. Nu e scopul lui Dumnezeu acela ca vreo ființă omenească să-și lase mintea și voința sub stăpânirea altui om, devenind un instrument pasiv în mâinile sale. Nimeni nu trebuie să-și dizolve individualitatea în acea a altuia. Din ce în ce mai multe anunțuri ne vorbesc despre pregătirile care se fac pentru o nouă închiziție. Dar nu ai spunea lucrul acesta și acest lucru, paragraful acesta s-a împlinit. Se împlinește în zilele noastre și deja e cuvânt împlinit. Ea spunea că va veni cuvântul lui Dumnezeu a avertizat cu privire la primejdia care se apropie. Dacă acesta e neglijat, atunci lumea protestantă va vedea care sunt în realitate scopurile Romei. Numai că atunci va fi prea târziu pentru a scăpa din cursă. Ea crește pe nesimțite în putere învățăturile ei și exercită influența în sălile legiuitoare, în biserici și în inimile oamenilor. Ea își înalță construcții masive și semețe în ale căror ascunzișuri tainice se vor repeta persecuțiile de odinioară, spunea serva Domnului. Pe ascuns și nebănuit, pe ascuns se fac lucrurile acestea. Ea își întărește forțele pentru a-și îndeplini scopurile atunci când va veni timpul să lovească. Și va lovi când va lovi. Tot ce dorește ea este o poziție avantajoasă și aceasta i s-a dat deja. În curând vom vedea și vom simți care este scopul elementului roman. Toți aceia care vor crede și vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu
vor stârni prin aceasta mustrarea și persecuția. Tot mai multe informații survin. În 1988, Congresul a votat o anumită hotărâre care a devenit legea 100/690. Prin această lege s-a dat lovitura mortală drepturilor cetățenești ale americanilor. Că sub pretext că se luptă împotriva traficului de stupefiante, a fost o lege împotriva drogurilor, chipurile. Organele polițienești sunt împoternicite să aresteze, să împuște, să interneze în lagăre de concentrare și să confiște bunurile oricărui cetățean fără judecată, doar pe baza bănuielilor lor că acel cetățean ar putea fi vinovat de ceva. Deci doar dacă vecinul spune că te bănuiește și se poate lansa o acuzație asupra ta fără judecată, îți confiscă tot și te arestează. Lagăre de concentrare și lagăre pentru alienații mintale au fost construite pe scară largă în ultimii ani în Statele Unite. Soroa îi spunea lucrul acesta, nu? Să se facă masive, locuri masive, nu? Astfel, în Alaska, care are doar 400 de cetățeni cu boli mintale, s-au construit cu 12 milioane de dolari pe 1 milion de acri de pământ un imens lagăr de concentrare în care pot fi internați deținuți politici deranjați mental. Scrie acolo. Fără drept de judecată, conform actului de sănătate mentală, dr. William Pabst arată că există aproximativ 600 de lagăre pentru internarea prizonierilor politici deranjați mental. Încă din 1976 s-a creat o forță polițienească specială numită Forța de Impunere a Legii, ai cărei membrii sunt instruiți în arestarea, transportul și supravegherea deținuților politici după modelul sovietic. Armata are 350 de centre care conțin dosarele a 25 de milioane de cetățeni și 760 de mii de organizații. Orice cetățean poate deveni deținut fără proces sau drept de judecată. S-a creat o astfel de legislație. Este, iată, și ce așteaptă. Doar ocazia când va veni timpul să lovească, să declanșeze. Lucrurile acestea sunt din anii noștri, le trăim. Cred că iarăși unii din dumneavoastră ați auzit de Waco, Texas, tragedia care a fost acolo. Chiar a fost o tragedie, dar din păcate, în mare măsură, presa a mutilat și a mușamalizat ceea ce s-a întâmplat, pentru că nici presa nu este liberă, sub nicio formă. Și ce s-a întâmplat în zilele noastre în America e îngrozitor. E îngrozitor. Francmasonii au început să testeze condiționarea publicului, adică ce facem experiență să vedem cum reacționează lumea. Cum reacționează? Are capacitatea să ia decizie, să ia poziție? Mai sunt chiar protestanți cu americanii aia dinainte care sub nicio formă se ridicau, care erau cu libertatea și nu s-a ridicat. Dezastrul din Waco, în Texas, a fost acoperit și dezinformarea practicată de către guvern și mass media a bătut toate recordurile anterioare. Există un documentar video care arată cum tancurile au aprins cu aruncătoare de flăcări clădirea în care au fost targi de vii de către agenții guvernului 86 de persoane, dintre care 17 copii. Orice fel de investigație a fost cocoloșită de guvern. Și a apărut în Time tragedia din Waco. Și cu numele lui e Moartea și locuința morților vine după el. De ce? Conducătorul acestui grup care a fost mai izolat, a fost retras, care și-au apărat convingerile lor, era un evreu, David Koresh, pe nume, care au trăit acolo și, bineînțeles, n-au nici de cum nu au cumva făcut ceva care putea să fie pasibil pentru așa ceva, dar erau oameni care doreau să nu accepte ordinea mondială sub nicio formă, să-și oameni care aveau deci puternic principiul libertății, și a apărut, bineînțeles, o altă poveste. O altă poveste că acolo se aduceau jertfe umane, exact cum ne spunea Rodica, și ea a primit o reclamație sub forma aceasta, că se aduceau jertfe umane acolo, că se practica satanismul acolo și că ăștia aveau arme, pentru că în America se poartă arme fără problemă. O iei arma de la orice magazin, fără nicio problemă. Și a apărut exact sub forma aceasta: o, Dumnezeule, să sinucidă, a spus că și-au dat foc, când de fapt tancurile, deci, și unul dintre ei a reușit să o filmare video să o recupereze
și să poată să dea ca documentar în toată lumea, pentru că în presă a apărut sub forma asta, că și-au dat foc când de fapt au intrat peste ei, le-au dat cu niște gaze toxice care nu se mai folosesc, au fost introduse din al doilea război mondial, unul dintre cele mai puternice gaze. I-au gazat acolo, iar cei care au mai vrut ca să scape, a intrat cu tancul, le-a blocat intrarea și a... le-a dat foc, pur și simplu. Unul a venit între timp de la cumpărături și l-a agățat, l-a sfârtecat și l-a agățat în fața soției până a putrezit acolo și au dat drumul la muzică puternică, forțele de ordine acolo cu asta, cu o muzică rock puternică, îngrozitoare. Și bineînțeles, după aceea au dat povestea că era cu o sectă foarte periculoasă, un grup periculos care practica tot felul de... și asta. Da. Și bineînțeles a apărut, o, Dumnezeule, se sinucid. Bine că realitatea a apărut. Asta a fost primul caz în care s-a folosit arma a statelor unite împotriva propriilor cetățeni. Asta au testat. Asta da, deci... Bill Clinton. Bill Clinton a fost cel care a testat toate lucrurile acestea ca să folosească o anumită forță de ordine împotriva propriilor cetățeni ai Americii, să vadă cum reacționează. Și a ținut în mare măsură. Bine, documentarul a zburat în toată lumea, pentru că Dumnezeu vrea să se știe adevărul. Dar asta se petrece în America cea liberă. America nu mai este liberă deja. Da. Și au urmat celor care au scăpat vreo 12 persoane să le facă un proces de tip stalinist în care să-i condamne fără drept de a mai contesta. Despre libertatea presei, în 1953, încă de atunci, John Swinton, decanul ziariștilor din America, când i s-a cerut să închine pentru presa independentă la un banchet din New York Press Club, a spus: nu există la această dată în istoria Americii o presă independentă. O știți voi și o știu și eu. Niciunul dintre voi nu îndrăznește să se exprime părerile în mod cinstit și chiar dacă ați face, știți dinainte că n-ar fi publicate. Eu primesc un salariu săptămânal ca să-mi țin părerile cinstite în afara ziarului pe care îl scriu. Voi ceilalți sunteți plătiți ca să faceți la fel și oricare din voi ar face nebunia să scrie părerile în mod cinstit ar fi imediat expediat pe stradă căutând de lucru. Dacă mi-aș permite o părere cinstită într-unul din numerele ziarului meu, slujba mea ar dispărea în 24 de ore. Treaba jurnalistului este să distrugă adevărul, să mintă sfrunta, să pervertească, să denigreze, să lingă cizmele lui Mamon și să-și vândă țara și neamul pentru pâinea cea de toate zilele. O știți și voi, o știu și eu și atunci de ce să închinăm pentru presa independentă? Suntem uneltele supuse și slugile bogătașilor din culise. Suntem hopa mitică, ei trag sfârle și noi dansăm. Talentele, posibilitățile și viețile noastre aparțin altor oameni. Suntem doar niște prostituate intelectuale. Richard Cohen, din conducerea marelui post de televiziune CBS, a spus: o să ne impunem programul nostru asupra evenimentelor, dând publicității subiectele și faptele pe care noi le alegem. Richard Salant, fost președinte al CBS-ului, a spus: treaba noastră e nu să-i dăm publicului ce dorește și ceea ce noi hotărâm că va primi. Și să știți că acest lucru s-a întâmplat. Bineînțeles, a apărut un nou pretext foarte de curând. Și toată lumea crede și toată lumea vrea să spună că a fost doar un atac terorist și mai caut să distrugă și Pentagonul și să aibă timp să nu depisteze absolut nimic, sărmanii. Că ei vorbesc de niște aparate atât de sofisticate încât nu mișcă la mii de kilometri nimic fără să detecteze. Te găsește și în gaura pământului, nici cea mai mică mișcare. Și gata să le distrugă și Pentagonul acolo și să intre fără nicio apărare, fără nimica. Sunt atât de slab echipați. Și toată lumea, teroriști. Dar de ce s-a creat pretextul cu teroriștii? Nu mai ținea la cu drogurile. Nu mai ținea cel cu drogurile, bineînțeles, îmi spune Vlad aici. Stabilitatea lumii în cumpăn, a spus primul ministru britanic Tony Blair. Vă aduceți aminte când am discutat criza economică și implicațiile ei? Că tot ce se așteaptă pentru a se impune... Ce se așteaptă? O criză! Tot ce avem nevoie pentru a impune noua ordine mondială este crearea unei crize. Unei crize majore încât lumea să nu se mai poate descurca, să intre în panică, să-și dea seama că fără noi nu se descurcă și să accepte. Într-o vremă de criză se fac alte lucruri. Nu mai e normal. Intră în vigoare niște... Într-o oră tot președintele intră stare de urgență și atunci are drepturi depline. Nu mai mișcă nimeni. Toate resursele gata.
Și se creează un pretext. Se creează un pretext, și o criză economică poate să fie indusă, nu? Și atunci pretextul a apărut. Povestea teroriștilor, nu? Stabilitatea lumii în cumpăn, a spus primul ministru britanic Tony Blair. El este unul dintre cei mai tari care pledează pentru o nouă ordine mondială. La toate seminarele pe care le ține, discută despre acest subiect. Puțin vor gândi că măsurile drastice nu sunt necesare. Dar ce putem spune despre viitor? Înainte ca focurile să se stingă în New York, oficialii au cerut ca legea să fie schimbată dând drepturi largi de supraveghere, care să localizeze persoana și nu doar telefonul care îl folosește la un moment dat. Deci să se știe și unde este în acel moment. Înarmați cu astfel de lege, agenții publici pot urmări pe un suspect de la un telefon la altul tot ceea ce el sau ea spune, și companiile de cablu care oferă acces la internet vor fi supuse supravegherii federale, iar legislația va da autorității putere mai mare pentru a deține pe imigranții suspecți. În același timp a fost repartizat personal militar în uniformă la aeroporturi să asiste la asigurarea securității. Din punct de vedere al siguranței publice, toate aceste măsuri pot părea, din păcate, necesare. Dar cât de departe se va merge? Când oamenii trebuie să facă față unei amenințări mortale, prima care este afectată este libertatea. Și de frică oamenii renunță la libertate. Dacă pe pericolele teroriste produc eroziuni viitoare amendamentului 4, ce se poate spune despre un risc asemănător pentru alte părți din Cartea Drepturilor? Primul amendament, de exemplu. Sigur că omul de frică, din dorința de siguranță, iar panica este indusă, omul renunță la tot, la orice drept. De frică și de asta, pentru ca să nu îl răpească, să nu îi se întâmple nimic, el renunță la toate drepturile. Vreau să mă controlați la fiecare telefon, ca nu cumva cineva să mă amenințe și asta, și să știți de unde îmi dă telefon. Vreau să mă găsiți oriunde, băgați și un chip ca să mă știți unde sunt. Renunță la orice pentru ca să fie controlat, la toate drepturile lui. Se creează un astfel de context pentru ca să poată să... Să fie protejat, asta este culmea ironiei, ca să fie ocrotit, dându-se pe mâna balaurului, care vrea să-l înghită cu totul. Și oamenii asta știu, pentru că întotdeauna Satan a știut să fie atât de viclean. Altceva, atentate, și Londra este. După atentatele din Spania, din Madrid, a urmat Londra. Deja când au avut cele în Spania, s-au luat niște legi iarăși. Iarăși niște legi la nivel european și la nivel chiar mondial. Și am să vă citesc ce scria într-un ziar de-al nostru, de ună zi. Ce s-a întâmplat acolo? Ministrul de interne britanic, Charles Clarke, urmează să prezideze la Bruxelles o reuniune cu omologii săi europeni destinată unei mai strânse cooperări în operațiunile de combatere a terorismului. În cadrul acestei întâlniri convocate în regim de urgență după atentatele de la Londra, Clark le va propune colegilor europeni un plan în 10 puncte, cuprinzând și noi regulamente pentru companiile de telefonie și furnizorii de internet. O reuniune similară a avut loc și după atentatele de la Madrid din martie 2004, având atunci drept scop urgentarea intrării în vigoare a mandatului european de arestare și a schimbului de informații între polițiile naționale. Charles Clark dorește să se asigure acum dacă planul de acțiune convenit după Madrid funcționează cum trebuie și la toată capacitatea. Pe de altă parte, ministrul de finanțe britanic Gordon Brown s-a întâlnit marți la Bruxelles cu omologii săi din Uniunea Europeană pentru a-i convinge să grăbească confiscarea bunurilor și înghețarea conturilor aparținând grupărilor teroriste. Ziarul spune, zice, o măsură cu două tăișuri. Noul regulament pe care Charles Clark dorește să-l impună companiilor europene de telecomunicații constă în obligativitatea păstrării unei baze de date cu toate apelurile telefonice private, e-mail-urile și mesajele de tip SMS, astfel încât poliția să poată avea oricând acces la ele. Toate telefoanele private, timp de un an de zile, să se știe totul. Și când vrea să aia, să știe tot ce ai scris pe e-mail, tot ce ai vorbit la telefon, tot orice mesaj care l-ai transmis. De ce? Trebuie prinși teroriști. Trebuie să fie ocrotită populația. Terorismul a devenit un risc care amenință toată lumea. Și lumea tremură. Ei spun asta. Dar ce spunea Sora White? Subteran, din adânc,
fiara din adânc, care este tăinuită, curentul subteran pe care mulți nu-l înțeleg unde, dar noi ar trebui să știm că despre noi e vorba. Despre noi e vorba, lumea întreagă o va deține foarte repede, mai are puțin. Că pe aia urăște, care au tăria de caracter și care va trebui să le dea lovitura. Aici se va ajunge și foarte aproape. Dacă s-a ajuns deja să-ți controleze totul și nu mai nimic privat. Și deja oamenii sunt deschiși, o să spună, cum mă, băi, grozăvia asta ne amenință, și o să spună doar un singur lucru, trebuie să spună, ăștia sunt teroriști. Ăștia sunt împotriva, există deja tribunale speciale, care nu, nici tribunale locale, tribunale naționale, nu, nici mic, nu poate. Te ia direct și te judecă acolo fără niciun drept de apel. Nimeni nu se poate ridica. Nimeni n-are dreptul să facă. Funcționează deja astfel de tribunale. Măsura de natură să stârnească mari controverse e deja contestată, pe lângă faptul că poate conduce la încălcări, scrie ziarul, ale drepturilor, criticii săi susțin imposibilitatea punerii în practică din cauza imenselor sume de bani pe care le implică. Au spus, lasă că au bani și ăștia cu internetul și telecomunicațiile nu duc lipsă de bani. Și au fost de acord că măcar pentru o perioadă să o impună și să... Bineînțeles, numai așa rămâne. Cuvântul profetic spune, demnitarii bisericii și ai statului se vor uni pentru a corupe, a convinge sau pentru a constrânge toate clasele de oameni să cinstească duminica. Aceasta este exact pregătirea. Chiar și în America cea liberă, conducătorii și legiuitorii pentru a-și asigura favoarea publică se vor supune cererii populare după o lege care să impună păzirea duminicii. Libertatea de conștiință obținută cu un sacrificiu atât de mare nu va mai fi respectată. Și noi spunem, nu mai este respectată în America, nu? Astăzi a venit ceasul, nu am închis cartea și a spus, astăzi s-a împlinit cuvintele acestea. Ce-a fost e nimic față de ceea ce vom vorbi acum. Problema este că pe urmele Romei, care este la mijloc și în America, să știți, America e nevoie de doar ciocanul Romei cu care va lovi lumea. America este decât pumnul cu care vrea să zdrobească pe creștini și să prindă toată lumea. Iau nevoie de forța Americii, dar dincolo de culise e Roma. E papalitatea care vrea să-i prindă pe greșit. Problema este că, din păcate, chiar oamenii care trebuia să aducă adevărul despre solia îngerului al treilea, adevărul care să ridice închinarea la Dumnezeu așa cum trebuie, Ellen White spune, sunt cuvintele ei, e subtitlu dintr-o carte care se numește Mărturii speciale pentru predicatori, dar ei nu o citesc și nu cred lucrul acesta. Pentru că ei sunt primii care cal. Și încă de atunci, gândiți-vă, adventismul era în fașa lui, de-abia și au început să calce pe ce? Pe urmele romanismului. Adică ei mergeau pe aceleași urme, în aceeași direcție și se pregătesc pentru ce? Nu pentru încheierea lucrării lui Dumnezeu, ci pentru chipul fiarei. Sora White avertiza despre lucrul acesta, îl vom rediscuta când vom studia sâmbătă 4 sau 5 ore numai despre biserică. Despre ce înseamnă atacul asupra bisericii din toate punctele de vedere. Cea mai periculoasă amăgire în creștinism, sunt multe, dar ce-o fi zis că e cea mai periculoasă? Teoria minții, aflate sub stăpânirea altei minți, a fost elaborată de Satana pentru a se prezenta drept lucrător principal, pentru a pune filozofia omenească acolo unde ar trebui să fie filozofia divină. Dintre toate rătăcirile care găsesc sprijin printre cei care mărturisesc că fac parte din poporul creștin, nu este nicio amăgire mai periculoasă ca aceasta, care îl separă în mod sigur pe om de Dumnezeu. Teoria unei minți sub alte minți. Vedeți ce importantă este individualitatea și apărarea dreptului pe care Dumnezeu ni l-a dat. De aia trebuie să ții la el ca la ochii din cap. De aia trebuie să nu renunți la el cum ai renunțat la viață. Dacă îi spui, pui în viața, dar asta nu-l dau. Că dacă milia asta este tot la fel ca și este niciuna, nu, nicio amăgire nu este mai periculoasă ca aceasta. Vor oamenii să depinzi de mintea lor? Astăzi, cer să faci lucrul acesta. Sigur. Spiritul tiranic și sclavia pătrund în adventism. El este, învățam, capul trupului al bisericii. În toate lucrurile trebuie să aibă întâietate. Am învățat că potrivnicul, care se înalță mai presus de Dumnezeu, se va așeza în templul lui Dumnezeu, nu? Dându-se drept Dumnezeu. Și cuvântul nicăieri nu e mai drastic decât aici. Blestemat să fie omul care
se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul, căci este ca un nenorocit în pustie. Și nu vede venind fericirea, nu mai e fericire pentru un astfel de om. Și începem să citim, știți ce, nu voi citi, e un colaj doar de paragrafe, dar cred că sunt grăitoare, să știți. Am să citesc încet pentru că nu mai mă opresc. Dumneavoastră, luați aminte, le veți avea și veți avea ocazia să le restudiați. Sunt sigur că veți trece din nou prin material pentru ca la rece, cu rugăciune, să înțelegeți despre ce este vorba. Sunt termeni duri de tot. Veți înțelege ce-i dincolo de cuvinte, ce se petrecea atunci. Și vreau să vă spun că a trecut 100 și ceva de ani. Nu de urcare, de coborâre. Știți ce ar scrie astăzi? Ne-ar țiui urechile ce ar scrie. Ne-ar țiui urechile, să știți. Dar sunt convins că n-ar mai suporta-o și ar trebui să o pună pe cruce. Puterea despotică. Că dacă spui astăzi de putere, cum de putere despotică? Vreau să spună că nici nu știu ce aia. Puterea despotică care s-a dat pe față ca și când pozițiile ar face pe oameni Dumnezei. Mă umple de teamă. Această dictatură este un blestem. Prin oricine și oriunde s-ar exercita. Pe vremea primei venire a lui Hristos, bărbații care o compuneau Sinedriul se exercitau autoritatea lor pentru a stăpâni pe oameni după găsirea lor cu calea. Am citit, nu? Și oamenii care veneau din lume, liberați de o anumită sclavie, intrau sub o altă sclavie. Și asta vorbea exact de ce se întâmpla în Adventist și la conferința generală. Putere despotică, dictatură. Pe asta se dictatură s-a întâlnit numai în comunism, în țările astea unde era o presiune. Dar uite că nu-i doar acolo. Ce spunea Pavel? Uitați spiritul protestant. Nici chiar Tit, care era cu mine, cu toate că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur din pricina fraților mincinoși furișați și strecurați printre noi, ca să pândească libertatea pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne ducă la robie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă, măcar. Pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi, dacă o făceau, dădeau cea mai teribilă mărturie. Ceilalți doi s-au prefăcut, s-au făcut că nu m-au de-a face cu frații aceia. Că mănâncă și i-am mustrat, zice, l-a trebuit să-i mustru public pentru ceea ce au făcut. Cum vă puteți preface voi că ăștia nu sunt frații voștri? De ce? De frații falși că au venit de la centru, că veniseră de la Iacov, spune în Galateni. Că până și Iacov începuse și Petru și Chifa sub presiunea fraților falși veniți, strecurați. Începuse taina fără de legii să lucreze, spunea Pavel, nu? Vedea el atunci la lucru. În secolul următor deja a dat buzna în biserică și gata, s-a ridicat unul mai mare dintre ei. Unul dintre prezbiteri a fost mai prezbiter. Și a fost deja episcop și unul a fost mai episcop, a trebuit toți, dar nu... Unul trebuie să fie mai episcop și astfel a ajuns capul vizibil. Capul, învățătura cu capul vizibil, care este și până astăzi tot cu capul vizibil. Dacă nu avem cap vizibil, Hristos, 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 da. Noi nu ne-am supus, asta au făcut creștinii adevărați. Și Pavel a fost un apărător al libertății, slăvit să fie Domnul pentru astfel de atitudine. Să binecuvinte Domnul și le-a și spus galatenilor, rămâneți deci tari. Și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Satana lucrează pentru a restrânge libertatea religioasă și pentru a aduce în lumea religioasă un fel de sclavie. Dacă organizațiile și instituțiile nu vor fi păstrate prin puterea lui Dumnezeu, atunci ele vor lucra sub conducerea lui Satana, de a aduce oameni sub stăpânirea altor oameni, iar frauda și înșelătoria josnică vor purta aparența zelului pentru Dumnezeu și pentru avansarea împărăției lui Dumnezeu. Tot ce nu e deschis ca lumina zilei. Cineva îmi spunea, de ce m-ai întrebat direct pe față? Păi zic, păi eu n-am nimic de ascuns. De ce m-au întrebat? Zic, dumneavoastră răspundeați altceva dacă vă întrebam după ușa asta? Trebuia să-l întreb într-un comitet ca să poată să-mi spună acolo unde este, care este situația. Nu putem discuta pe față. De ce să nu putem? Hristos a fost atât de transparent și de sincer. Ce avem de ascuns? Ce avem de ascuns dacă suntem oameni ca și cristalul de transparență? Metodele lui sunt practicate chiar printre al lui diavolul, spunea, în timpul acela.
chiar printre adventiști de ziua șaptea care pretind a avea adevărul cel mai înălțător. Ei introduc propriile lor metode și planuri și prin ideile lor false despre Dumnezeu îi slăbesc credința altora în adevăr și introduc principii false, care lucrează asemenea unui aluat de a mânji și corupe instituțiile și comunitățile noastre. Lucrau atunci ca au aluat. Acum este chiar substanță, este bătută bine. Un lucru străin a pătruns în comunitățile noastre. Priviți termenii, greutatea lor. Bărbații care sunt puși în poziții cu răspundere ca să fie ajutori înțelepți ai conlucrătorilor au ajuns să-și închipuie că ar fi puși ca rei și stăpânitori în comunități. Să zică către unul, faci asta, iar către altul e sigur că dacă vei lucra pe calea cu tare și cu tare. De ani de zile a crescut tendința la bărbații puși în poziții cu răspundere de a stăpâni asupra moștenirii Domnului, îndepărtând în felul acesta sentimentul lor profund despre necesitatea călăuzirii divine, despre prețuirea privilegiului de a se consfătui cu Dumnezeu cu privire la datoria lor. Această ordine de lucru trebuie schimbată. Eu scriu astfel pe față. Ce vrea să spună? Deci trebuia să iasă pe față. Pentru că mi-a fost arătat că atât predicatorii cât și poporul sunt ispitiți din ce în ce mai mult a se încrede în oamenii muritori pentru înțelepciune și să-și facă sprijin din braț de carne. Președinților de conferințe și bărbaților din posturile cu răspundere, eu le aduc această solie pe față, mărturie care s-a spus să fie publicată. Rupeți! Era Matei 23. Revenire. Rupeți legăturile și ranțul. E solia din Isaia 58. Cu care ați legat? Pe cine au legat? Pe poporul lui Dumnezeu. Și asta se întâmpla de mult. De mult, când era în viață și când mai avea autoritate, se mai dădeau solii, mai erau câțiva oameni care gândeau, mai era Jones care striga, scria individualitatea în religie, oameni puternici cu tărie de caracter. După aceea s-au dus toți. Pe Jones l-au dat, pe ea bătrânica care nu mai știe nimic asta, pe lui a intentat un proces că și l-au exclus, pe ăla altul l-au deviat, câțiva oameni care au mai fost și la urmă s-au întronat. Monarhia, spune sora White, s-a întronat. Vom discuta la biserică că au fost 2 ani de cât în care s-a încercat să se dea la o parte cu președinția. Au fost 2 ani în care adventiștii n-au avut președinte. A spus sora White, am primit lumină, gata cu așa ceva. Am primit lumină, dar după aceea au fraudat și s-a forțat să Daniel s-a urcat din nou pe tronul prezidențial. Și astăzi până astăzi și spunem așa trebuie, fraților, că așa este. Care nu se supune, afară. Rupeți legăturile și lanțurile. Vouă sunt adresate sfârmați. Orice jug, tare. Din nou, eu trebuie să vorbesc fraților mei de aproape și de departe, din toată lumea. Eu nu pot să tac. Ce-ar zice astăzi? Ce-ar scrie astăzi? Păstrează părerile, soră. Ce e asta acum? Adică cum să vorbești pe față? Ar primi-o pe ele în White astăzi, ar fi membru în biserica asta. La principiile astea. Ce să mai ar fi prima dată? Ei nu lucrează după principii drepte. Cine nu lucrează după principii drepte? Cei care fac așa, cei care stau în posturi de răspundere, nu trebuie să simtă că poziția lor însemnată iar face să aibă o judecată infailibilă. Domnul n-a pus pe vreuna din uneltele sale omenești sub dictatura și stăpânirea acelora care ei înșiși nu sunt decât niște muritori rătăcitori. El nu a pus asupra vreunui om autoritate de a zice tu trebuie să faci aceasta și să nu faci aceasta. Niciun om nu este judecător potrivit pentru datoria altui om. Principii aspre, spune în finalul paragrafului, a fost stabilite cu privire la stăpânirea minților și faptelor oamenilor de către judecătorii omenești ca și când acești oameni trecători. Ce-ar fi? Se va așeza în timpul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Unde-i papalitatea? Unde-i romanismul? Iată, sistemul, că zice sistem. Ce e sistemul? Păi asta e sistemul. Al cui? Nu sistemul e cuvântul în sine, noțiunea în sine, ci al cui este sistemul, că Dumnezeu are sistemul lui și El e în fruntea. Hristos e capul bisericii și El are în toate întâietatea. Dar asta? Acela care depinde de oameni în ceea ce privește puterea și influența se sprijină pe o trestie frântă. Dacă nu știți ce înseamnă, mergeți undeva la o baltă și sprijiniți-vă pe o trestie și nu una întreagă, frântă. Dependența de oameni a fost marea slăbiciune
a bisericii. Marea slăbiciune a bisericii. Când biserica, în biserică se întâmplă așa, ce este? Este într-o mare slăbiciune. Dumnezeu n-a făcut niciun om să fie călăuză, nici n-a făcut vreun om conștiință pentru altul. De aceea mâinile omenești să se abțină de a împiedica servii lui care simt chemarea să intre în via sa pentru a lucra. Ce scrie aici, fraților? Adică nu-i cheamă ei, nu-i pun ei? Și a spus, nu cumva să vă băgați dacă ei unii vor simți chemarea să intre în vie. Păi cine intră în vie fără să te bagi acolo? Și fără să-ți permită, nu numai că nu-ți permită, nu trebuie decât să faci ceea ce ți se spune. O, Doamne, cât ce adevărul mari. Și să știți, mi-a fost greu de selectat asta. Să strânsă să știți cât de 10 ori cred că mai mult material la capitolul acesta. Nu știam ce să mă aleg. Până la urmă am basculat până nu mi-a mai fost, n-am mai putut să. Am spus, atâta trebuie să rămână. Cel mai puțin, n-am mai putut să las mai puțin. Lăsați ca Dumnezeu să lucreze cu proprii săi servi aleși prin Spiritul Său Sfânt. Nici o ființă umană nu trebuie să stea ca judecător al fratelui său. Nimeni nu trebuie să considere că se poate purta aspru cu perlele prețioase pentru care Hristos și-a dat viața. Legile și regulile care sunt făcute în centrele lucrării vor fi în curând, sfârmate, nu așa în bucățele, în atomi. Cine vrea să fie? Dumnezeu vrea să fie sfârmate în ce? Știi cum? Pulbere să se facă toate lanțurile ăștia omenești și să conducă Hristos cu Spiritul Său cel Sfânt. Oamenii nu trebuie să se impună, lăsați ca fiecare să lucreze în domeniul pe care Dumnezeu îl poate indica prin Spiritul Său cel Sfânt. E greu de înțeles? E mutilat cuvântul? Îl explic eu în altfel? Eu îl citesc și cred că fiecare din dumneavoastră aveți capacitatea să înțelegeți, că el e prea clar pentru un om măcar deschis. Nu trebuie să fii savant să înțelegi asta, că se înțelege clar. Sufletul este răspunzător doar înaintea lui Dumnezeu. Cine poate spune cât de multe, uitați, aceasta e durerea lui Dumnezeu. Cine poate spune cât de multe căi de lumină au fost închise prin planul pe care Domnul nu le-a recomandat și nu le-a stabilit? De câte ori au fost opreliști? Câți ani am pierdut eu în somn? Cu limitări și cu asta. Câți ani am plecat până când conștiința mi-a dat baroase și a spus Dumnezeu, gata. Și mulțumesc Domnului, nu regret nici astăzi și a fost cea mai înțeleaptă hotărâre că a spus așa ceva, pentru că lucrurile astea le știu de ani de zile și m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, nu se poate, una spune cuvântul Tău. Domnul nu cere permisiunea celor din poziții de răspundere când dorește să folosească pe unii ca slujitori ai săi pentru a răspândi adevărul. Te treabă că ești președinte, că ești cu tare, că el nu-ți cere permisiunea, că el conduce, că ăsta e dreptul lui. Și el va folosi pe cei care vrea să-i folosească. Și dacă îl ia de la plug, nu poți să te împotrivești. Dacă se întind prea mult corzile, dacă regulile sunt făcute prea rigide, dacă oamenii continuă să lege pe colaboratorii lor tot mai strâns prin porunci omenești, mulți vor fi mișcați. De cine? De Spiritul lui Dumnezeu să rupă orice restricție și să-și apere libertatea lor în Iisus Hristos. Nici unei ființe umane nu se va permite să prescrie, spunea sora White, propria mea libertate sau să primejduiască libertatea de plină a fraților mei, fără ca vocea mea să se ridice în semn de protest. Ia uitați, spirit. Facem noi, credem în mărturii sau îi zicem, au, ăsta e, tragi frate, cum să faci așa ceva? Tu trebuie să rabzi, cum să-ți ridici vocea? Tu trebuie să taci, lasă-i. Cum să te ridici tu împotriva fraților? Ce spunea sora voie? Dacă astăzi ar vorbi, am criticat-o și am spune că face necugetat anumite lucruri, că este în evidență, că trezește o criză, că se comportă anormal. I-a spus, dacă cineva mi-ar limita libertatea sau pe a fraților mei, dar n-am mai avem spirit de reacție. N-am mai avem spirit. Îți întreba cineva și nimeni nu s-a ridicat. Păi zic, nimeni nu s-a ridicat. Cum mă zice? Eu nu cred așa ceva. Ba trebuie să crezi, pentru că nu mai e, te omoară în drum și nu, nimeni nu se mai... De ce? Pentru că pas cu pas s-a bătătorit atât de mult conștiința și frica și servilismul, încât mai este încă un pas până la Jim Jones, în care se spune, gata, luați, asta e oricum, și dacă nu le spune, tot acolo se ajunge. Și așa,
Nu luați o travă, asta le-a spus-o în altfel, să nu beți o travă, adică neprihănirea prin credință. Le-a spus-o, am auzit de la conferința generală cel mai mare, direct în adunarea de instruire a tuturor pastorilor și lucrătorilor, unde a participat și a spus, are și adevăr, dar e și o travă, e periculos. Bineînțeles, oamenii au plecat și aceleași reverberații le-am auzit prin multe comunități. Fără ca vocea mea să se ridice în semn de protest. Dumnezeu va lucra asupra oamenilor cu poziție umilă în societate. Astfel mulți vor fi văzuți grăbindu-se pe aici, pe acolo, constrânși de Duhul Sfânt să ducă altora lumina. Adevărul cuvântului Dumnezeu e ca un foc în oasele lor. Duhul Sfânt e revărsat asupra tuturor ce se supun îndemnilor sale și dând la o parte, ia uitați ce fac ăia supuși care conduci de Duhul lui Dumnezeu, și dând la o parte toate aranjamentele omenești, regulile lor strâmte și metodele lor prudente, vor declara adevărul cu puterea Spiritului. Asta e ploaia târzie. Duhul Sfânt revărsat. Asta se va. Ce va face Duhul Sfânt? Va rupe în atom toate ăștia lucrurile omenești, toate legăturile, toate lanțurile. Pentru că El vrea să conducă oamenii și ca să poată să-i conducă acolo, repede acolo, nu aici voie. Nu trebuie să întrebe sau să ceară voie, să intre cu blocajele astea. Numai a cere voie este absurd. Numai asta. Mulțimile vor primi credința și se vor alătura oștirii Domnului. Paznicii pe care păstorii falși au așezat în jurul turmele lor vor deveni neputincioși. Mii vor păși în lumină și vor răspândi lumina. Ce s-a făcut în jurul turmelor? Paznici, păzește. Și vin și pe aici toată ziua. Au venit, au spus că câte unul în fiecare sâmbătă trebuia să păzească și să noteze. Notau în spate, zice, iau și au zis. Frații spunea, zice, iau și a zis, scrie, scrie, scrie. Asta s-a făcut. Sabatele trecute și sabatul ăsta. Pașii spre apostazia, mai studia noi odată, nu? Dar astăzi vom recunoaște pe unde sunt. Pionierii adventiști care plecaseră știau de unde au plecat, de unde exclusăseră ceilalți, știau ce spirit a fost în bisericile acelea, iar ei au venit la lumina. N-au fost de acord cu lucrurile acestea. Primul pas spre apostazie e alcătuirea unui crez, spunându-ne ce ar trebui să credem. De aici se începe apostazia. Cum te-a băgat la crez? Bineînțeles, ajunge unde? Care nu acceptă, al doilea imediat vine. Este când se face din acest crez un test de calitate al membrului. Îl cercetez cu asta. Se așează în templu dându-se drept Dumnezeu. Nu-l întreabă, crezi tu în Iisus Hristos că e mântuitorul tău personal? Că pe baza asta s-a făcut în toate timpurile botezul și asta e baza botezului. L-accepți pe Hristos ca mântuitor personal. Doctrinele le învață el. Și doctrinele e problema lui de conștiință, că nu are biserica dreptul să definească ce e erezie și nici să o pedepsească. Că nu i s-a dat dreptul ăsta, asta e rătăcire papală înrădăcinată. Asta nu e, în biserică nu i s-a dat dreptul locul acesta. Și pionierii adventiști și James White s-au stat, nu vrem un crez ca celelalte biserici, vrem să fim deschiși pentru adevăr tot mai mult. Noi spunem doar două lucruri că le credem, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Solia în general al treilea, asta este pilonul nostru și noi pe asta mergem. Biblia este crezul nostru, spuneau tot ei, întreaga scriptură, noi credem tot ce scrie aici, deschiși pentru... Al treilea este probarea membrilor. Urmează să se facă și în această comunitate, s-a anunțat. Al patrulea, să fie declarați ca eretici aceia care nu cred conform acestui crez, s-a ajuns aici. Și al cincelea, începerea persecuției împotriva unora ca aceștia. Adevăr prezent. Cine va rupe lanțurile? Cine va rupe lanțurile? De aceea oamenii au nevoie de solia îngerului treia. Cu cât întârzi această solie? Waco, Jim Jones și toate astea, restructurarea psihicului omenesc, toate lucrurile astea pe care diavolul face, strânge de la zi la zi oamenii. Strânge de la zi, va fi mai greu să vestești libertatea de conștiință. Într-o zi nu vei mai putea să-ți ridici glasul. Într-o zi vei vedea lumea legată deja, nemai pregătită, oamenii terminați, abrutizați și fără, legați cu totul în lanțurile dependenței de oameni, sub puterea opresivă. Și într-o zi vei vedea că scumpa libertate li se ia la toți și că se instaureze ceea ce profeția a spus și va face ca toți mari și mici și care nu vrea să se închine să fie omorâți. Foarte curând lucrul acesta, pretextele sunt create, lumea e pregătită. Nu într-o zi și o noapte. Vom vedea de fapt, nu este că e o problemă de timp. E o problemă doar de solia îngerului al treilea. Trebuie un singur grup de oameni, ultimul studiu.
Aș vrea să nu pierdeți ultimul studiu, pentru că ultimul studiu definește exact experiența oamenilor din timpul din urmă care îi va folosi Dumnezeu. Pentru că pe ei sunt ăștia care... Deci e singurul act care este așteptat. Nu că au nevoie ăștia de nu știu ce pregătiri. Pregătirile sunt doar asamblate. Trebuie doar să se dea foc. Dar totul e pregătit, să știți. Totul e pregătit. Problema că e un grup de oameni, are nevoie Dumnezeu, caut un om, asta este problema, pe care să-i folosească. Temeți-vă de Dumnezeu dacă aveți de cineva să vă temeți. Spune și dați-i lui slavă și închinați-vă lui. Pentru că dacă cineva se închină omului, sistemului omenesc, fiara, care așa s-a născut papalitatea, din încercarea omului de a domni asupra omului, va avea de-a face cu cine? Ești între ciocan și nicoval. Fiara va zbiera la tine și va striga, tu trebuie să te supui. Auzim de fiecare dată acest cuvânt din ce în ce mai des. Sunt oameni care predică doar despre supunere. Dintre pastori, doar atât, nu găsesc decât paragrafe cu supunere, supunere și supunere. Este chiar o formă așa de realmente de hipnoză. Supune-te, supune-te, pentru că asta se face acolo până îți pierzi, până intri în transă. Asta se face, nu-i de râs, să știi, sunt lucruri solemne ce vorbesc, niște lucruri tragice. Pentru că asta, când omul se supune, își pierde libertatea, își pierde viața. Întreita solie îngerească avertizează împotriva închinării la oameni. Ia v-ați drobi, solia neprihănirii prin credință e singura protecție împotriva închinării la oameni. De ce nu iubit această solie? Pentru că ea te învață că omenescul e nimic, orice om e în pulbere, trebuie aruncat în pulbere. Eu personal n-are dreptul ce să domnească, el e nimic, e zero. Și de ce e lupta aceasta? E lupta mare pentru, știți ce? Pentru că orice om care primește solia neprihănirii prin credință nu mai poate să domnească. S-a terminat dacă el nu-i bun de nimic și nu poate face nimic, cum spune solia neprihănirii, și trebuie să depindă doar de Hristos și el să se manifeste, iar să recunoască lucrul acesta. E cum să recunoască lucrul acesta? Să nu spui pentru bunătatea mea. Că nu există bunătatea ta, ci bun e unul singur, Dumnezeu. Și să știi că nu din pricina bunătății tale îți dă Domnul Dumnezeu acea țară bună ca să o stăpânești. Că și tu ești un popor tare încăpățânat. Și în Apocalipsa se va spune un singur lucru. Un singur nume va fi ăsta. A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu, Tatăl său. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor și acum și în eternitate, și să spunem amin la lucrul acesta. Căci despărțiți de mine, asta e esența soliei neprihănirii prin credință. Nu că poți. Acum 2 săptămâni tot un pastor trimis, că au fost trimiși de la unele 3, unul după altul. Încerca să ne convingă că el crede în neprihănirea prin credință și afirma să știți că nu putem să facem nimic fără Domnul. Dumnezeu într-adevăr zice contribuie mult la mântuirea noastră. Fără să-și dea seama ce afirmație face. A fost o predică, o mixtură de mântuire prin fapte cu încercarea de a ne convinge că e îndreptățirea prin credință. Dumnezeu contribuie mult la mântuirea noastră. Nu ca lui este mântuirea și puterea și asta. Că el contribuie și bineînțeles, suntem împreună, contribuabili împreună la mântuire. Nu că mântuirea el ne-a dat-o și vine vestea cea bună și spune, măi, s-a plătit pentru tine. E ca și cum Hristos a murit pe cruce, dar e jumătate din asta. Jumătate este, noi plătim mântuirea, nu e esența păgânismului. Numai în Domnul mi se va zice locuiește dreptatea, neprihănirea și puterea. Nimeni altul afară de Dumnezeu nu poate supune mândria inimii omenești. Noi nu ne putem salva pe noi înșine, nu ne putem regenera pe noi înșine. În curțile de sus nu se va cânta nicio cântare, a mea este mărirea și cinstea, binecuvântarea și lauda care m-am iubit pe mine însumi și m-am spălat pe mine însumi. Totuși acesta este tonul cântării care se cântă de mulți din această lume, spune Ellen White. Și continuă, ce e îndreptățirea prin credință? Pune întrebarea și tot ea răspunde. Lucrarea lui Dumnezeu de a arunca lauda oamenilor în pulbere sau în mocirlă, spun în alte părți. Și de a face pentru oameni ceea ce ei însuși nu pot face singuri. Temelia creștinismului e Hristos, neprihănirea noastră.
Oamenii sunt personal răspunzători înaintea lui Dumnezeu și fiecare. Ce legătură are, spune sora White cu în Mărturii volumul 5, temelia creștinismului Hristos, neprihănirea sa, nu? Neprihănirea noastră cu oamenii sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare trebuie să... Asta este neprihănirea prin credință. Ca să depinzi numai de Dumnezeu. Să te ții numai de El, să privești numai la El. El să te călăuzească, El să te îndrume, El să lupte în viața ta. El să trăiască în viața ta. Și nu așa cum este influențat de mintea altuia, căci dacă se urmează un astfel de mod de lucru, sufletele nu vor putea fi impresionate și de conduse de Duhul Marelui Eu Sunt. Ei vor fi ținut sub o restrângere care nu va îngădui libertatea de acțiune și de alegere. Este de mirare că o astfel de solie este refuzată de cei care vor să domnească peste oameni? Ne răspunde. Planul de a forța pe oameni ca să urmeze prescripțiile altor oameni aduce o astfel de ordine de lucruri care năbușe simpatia și mila duioasă. De ce dispar din comunități și simpatie și milă? Că sunt trăsături dominante. Nu mai e milă. Nu mai este... Unde? De ce? Planul acesta de a forța pe oameni orbește ochii față de mila, dreptatea și iubirea lui Dumnezeu. Influența morală și răspunderea personală, spunea sora White, e călcată în picioare. Îndreptățirea care se capătă prin credința în Hristos a fost nesocotită de unii, pentru că aceasta este contrară spiritului lor și întregii lor experiențe de viață. A domni și a dicta a fost întreaga lor umblare și asta este exact împotriva neprihănirii prin credință. Satan a avut ocazia de a se reprezenta pe sine, pentru că asta îi place lui. Și oriunde nu-i primită solia aceasta, acolo el va dicta. El va dicta, el va trona și va pune oameni peste oameni și acolo mila și simpatia va fi înnăbușită, va dispărea și oamenii, drepturile oamenilor vor fi călcate în picioare. Și asta merită amintit, îl voi mai aminti odată când vom studia istoria Minneapolis pentru a descoperi rădăcinile adânci. Ar trebui să fim ultimii oameni din lume, ca să ne permitem, ultimii oameni din lume. Și când ajungem aici, aici suntem. Suntem ultimii oameni din lume ca să ne permitem oricât de puțin spiritul de persecuție împotriva celor care poartă solia lui Dumnezeu către lume. Aceasta este trăsătura de caracter cea mai necreștinească care s-a manifestat printre noi de la Minneapolis încoace. Iar acum a ajuns la coacere. Ea va fi văzută cândva în toată grozăvia ei, cu toată povara de nenorociri care a rezultat din ea într-o zi. Să va descoperi ce a însemnat trăsătura aceasta. Ultimii oameni din lume. Aș vrea să încheiem. Va trece și Waco, va trece și tot ceea ce se întâmplă în biserică, va trece și lupta cu fiara și vor fi niște oameni care vor ajunge în sfârșit în Țara Libertății, acolo unde domnește Spiritul Domnului. Acolo nu mai este constrângere. Există decât supunere de bunăvoie. Există o singură constrângere, constrângerea iubirii, robia iubirii. Știți că erau și robii aia care trecea 7 ani și la urmă avea voie să plece în libertate. Dar dacă vreunul era atât de drag de stăpân și îl iubea și vrea să rămână acolo, dar trebuia să ia o hotărâre ireversibilă. Asta însemna să rămână pe viață, stigmatizat. Îl ducea la ușă și cu o sulă îi făcea... Îl străpungea acolo, el punea urechea acolo de bună voie și toată lumea care îl vedea cu urechea ciurită, străpunsă, știa ăsta s-a dat pe viață stăpânului că l-a iubit, a vrut că a spus că rămâne cu stăpânul, să-i străpungă urechea și rămâne la dispoziția stăpânului pentru totdeauna, pe viață, după ce a primit solia eliberării, bineînțeles, solia îi spunea ești liber și spunea nu, vreau să slujesc pentru totdeauna, există o robie acolo, bineînțeles, cea mai plăcută robie, dacă o putem numi așa, robia iubirii, suntem robiți de dragoste pentru el, în sfârșit Țara Libertății, atunci vei cânta cântarea aceasta asupra Babilonului și vei zice, iată nu mai e cine să ne excludă, nu mai e cine să ne... știți prin ce vor trece, prin ce vom trece dacă vom fi noi oameni, știți cum o să ne ștranguleze, nu ne închipuim ce ne așteaptă, că n-a putut să descrie nici oamenii care au văzut în viziune. N-au fost în stare, spune, pana cea mai strălucită nu poate descrie ce luptă. Sora White în timpul celor de la Minneapolis, atunci când a văzut, zice, atunci am înțeles că fratele, cum ce înseamnă fratele, va da la moarte pe frate.
Zice, și gândul acesta, zice, n-am putut să le exprim cuvinte. Zice, o durere cum n-am mai pătruns niciodată în viață. A fost durerea aceasta grozavă și asta se va întâmpla, să știți. Fiecare suntem în stare să facem așa ceva dacă nu acceptăm solia neprihănirii prin credință. Solia, în general, trebuie ne izbăvește de răutatea demonică care poate pune stăpânire. Fiecare din noi suntem în stare. Ce ne izbăvește este acceptarea acestei solii. Iar cine nu va accepta va deveni un văzător al fraților, un prigonitor al fraților. Cu siguranță se va întâmpla lucrul acesta. Dar cine va ajunge acolo va spune, gata, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat, Domnul a frânt toiagul celor răi, nuiaua stăpânitorilor, cel ce în urgia lui lovea popoarele cu lovituri fără răgaz, cel ce în mânia lui supunea neamurile, este prigonit fără cruțare, tot pământul se bucură acum de odihnă și pace. Izbucnesc oamenii în cântece de veselie, până și chiparoșii și cedrii din Liban se bucură de căderea ta și zic, de când ai căzut tu nu se mai suie nimeni să ne taie. Isaia 33, ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Inima ta își va aduce aminte de groaza trecută și va zice, unde e logofătul? Unde e vistiernicul? În terminologia actuală știți cum se numește. Unde este cel ce veghea asupra turnurilor? Că spune în Isaia 2, profeție pentru timpul din urmă. Voi coborî toate turnurile, toate dealurile semețe, orice munte înalt. Orice, deci tot ce este măreț și s-a ridicat, zice, le voi arunca în pulbere. Zice, măreția omului va fi coborâtă în pulbere în ziua aceea a Domnului. Atunci nu vei mai vedea pe poporul acela îndrăzneț, pe poporul cu vorbirea încâlcită, erau babilonienii aceștia. Cu limba gângavă de nu puteai pricepe, privește Sionul, cetatea sărbătorilor noastre, biserica adevărată, familia una, cea de jos cu cea de sus în sfârșit întâlnită. Ochii tăi vor vedea Ierusalimul ca locuință liniștită, ca un cort care nu va mai fi mutat, nu va mai fi duși din casele lor și prigoniți. Ai cărui țăruși nu vor mai fi scoși niciodată și ale cărui funii nu vor mai fi dezlegate. Da, acolo cu adevărat Domnul e minunat pentru noi. El ne ține loc de râuri cu pâraie late unde totuși nu pătrund corobii cu lope să facă valuri. Și nu trece niciun vas puternic pe acolo. Cine-i mama noastră? Mama biserică, adevărata mamă biserică. Dumneavoastră hotărâți, degeaba citiți. Hotărâți prin principiile ce le alegeți, prin cuvântul pe care îl ascultați, prin solia pe care o primiți, prin adevărul care îl primiți sau care nu îl primiți. În orice caz, pentru toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu și acceptă adevărul său, ei știu lucrul acesta, Ierusalimul cel de sus e liber și El este mama noastră. Acolo noi, acolo suntem, acolo ne-am hotărât să fim, de El să ascultăm, de principiile Lui să depindem, pentru că noi vrem să fim nu scriși pe pământ, ci vrem din toată inima să fim scriși în ceruri. Mulțumim Domnului pentru că aici găsim toată speranța și într-o zi toată prigonirea și toată asuprirea va înceta și vom putea să ne bucurăm de ce înseamnă armonie deplină. Oricum, cei care îl primesc pe Hristos se bucură de libertatea fiilor lui Dumnezeu încă de acum, pentru că primesc Spiritul lui Dumnezeu și cei născuți din Spirit, unde e Spiritul Domnului, acolo este libertatea. Frații mei, dorința mea este să iubiți scumpa libertate și să o apărați, să trăiți pentru ea și să aveți curajul oriunde să mergeți cu principiul acesta, pentru că este esența soliei îngerilor al treilea. Oriunde, pentru că oamenii au nevoie, când mai au, până nu sunt înrobiți de tot, până lanțurile nu se strâng atât de tare, în curând nu se va mai putea face nimic. Vă spun în modul cel mai sincer că nu se va mai putea vorbi, oamenilor vor fi legați atât de strâns încât nu vor mai putea să asculte și să facă vreo mișcare. Înrobirea a ajuns așa la culmi și Dumnezeu să ajute ca să putem, primind această solie, să o transmitem lumii. Amin. Amin.